Bun găsit! Încercăm să satisfacem curiozități justificate ale dumneavoastră legate de problemele sănătății. Pentru a înțelege demersul care vrem să-l facem, vă sunt dator câteva lămuriri în avans. La ora actuală se discută intens în întreaga lume despre o așa zisă criză a asistenței medicale oficiale. Ce vrea să însemne, să însemne acest lucru? Faptul că medicina oficială, așa cum este ea administrată de către guvernele tuturor statelor din lume, este o medicină care nu satisface exigențele și nevoile reale ale populației. În aceste condiții s-a ridicat în mod firesc întrebarea cărui lucru se datorează acest insucces, care, din păcate, se accentuează pe zi ce trece. S-a constatat în urma analizelor făcute de o sumedenie de foruri oficiale sau private, uh, s-a constatat, deci, faptul că există o administrare uh, nes nesatisfăcătoare a mijloacelor financiare și tehnice pe care le administrează diversele guverne. Acest lucru se datorează faptului că medicina oficială este anacronică. Anacronică înseamnă că nu este, nu se găsește medicina oficială în consens cu nevoile și cu mijloacele tehnice moderne. Anacronică înseamnă că ai rămas în urmă, înseamnă că ești incapabil să sesizezi evoluția și nivelul la care, din punct de vedere: al performanțelor a ajuns medicina în totalitatea ei, în sensul um, aspectelor tehnice pe care le deține, aspectelor teoretice, a, a, în privința modelelor pe care le folosește medicina modernă pentru a descrie ce, ce, ce înseamnă sănătatea omului în particular și sănătatea tuturor sistemelor vii în general. În această idee s-a constatat că modelul uh, mecanicist, scolastic, care înseamnă o analiză profundă a fiecărei structuri, a organelor interne, a corpului uman, nu mai poate să răspundă și nu mai dă răspunsuri adecvate atunci când totuși reușește să le dea uh, situației reale. Acest lucru înseamnă nici mai mult, nici mai puțin că Modelul vechi de medicină privește organismul viu ca pe un mecanism de ceasornic, în care rotițele, mai mari sau mai mici, antrenează o serie de mișcări, și atunci când prin o folosință îndelungată apare uzura, pur și simplu mergem la ceasornicar, care nu face nimic altceva decât să preia. Rotițele uzate să le înlocuiască cu altele noi și să reorganizeze un mecanism viabil, funcțional. Ori, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Noi nu suntem compuși din rotițe, noi suntem compuși dintr-o serie de țesuturi care sunt aglutinate sub formă de organe, iar organele sub formă de sisteme. Uh, calitatea specială a organelor, organismelor vii, constă în faptul că organismul se sizează elementele de uzură și intervine printr-un proces de regenerare la reorganizarea lor. Și atunci, de la o etapă la alta, ne situăm în poziția unui organism care permanent se reînnoiește. Renovarea uh, structurilor care ne compun este un fapt firesc, este un fapt natural. Încă din prima zi de la naștere, dacă doriți să o luăm atât de precoce, uh, constatăm că țesuturile care ne compun se uh, înnoiesc. Astfel, la 10 zile apar alte globule roșii, la nivelul pielii. Permanent asistăm la o eliminare a straturilor superficiale ale pielii și înlocuirea lor cu altele proaspete, la nivelul plămânului, linicului, ficatului și așa mai departe. La tuturor componentelor noastre au loc reînnoire, regenerări, atunci când ne referim și la procese reparatorii. Deci, regenerarea. Este un program pe care îl folosește organismul pentru a se adapta și a-și repara daunele care sunt provocate prin răniri, prin intoxicații, printr-o proastă uh, adaptare la mediul social, ceea ce determină instalarea stării de stres, cu daunele pe care le uh, aduce stresul. și Acest lucru este deja uh, supracunoscut: toată lumea se sizează că suferă din cauza stresului. Și nu numai că se sizează, chiar încearcă să facă față acestui neajuns. Cu toate că medicina scolastică, medicina academică, medicina oficială încearcă să-și conserve modelul prin intermediul căruia înțelege cum funcționează organismul viu și în consecință intervine conform modelului ca să l repare. Deci, în ciuda acestui aspect, totuși, există foarte uh, mulți specialiști din cadrul structurilor oficiale care sesizează uh, rămânerea în urmă a acestui model. Și, din, ace din această cauză, se caută și s-au găsit soluții pentru a Moderniza acest model. În felul acesta apare o ramură nouă, extrem de activă și extrem de eficientă, care se numește medicină integrativă, medicină care folosește ca model de explicare a funcționării organismului viu, holismul. Teoria holistă este o teorie care propune să investigăm și să înțelegem și să descriem. Sistemele vii, ca și cum ar fi uh, sisteme ce îmbină în mod armonios funcționarea de tip mecanic cu funcționarea de tip regenerativ. Sau care a, sau uh, holismul poate fi explicat ca uh, acea formă de înțelegere a organismului viu care îmbină nici mai mult, nici mai puțin decât uh, activitatea spirituală cu activitatea fizică. Din acest motiv, încă din antichitate, ne-am găsit în situația de a descrie organismul viu ca fiind compus din trei structuri speciale. Una fizică, pe care o cunoaștem, o sesizăm cu toții, încă din momentul în care pricepem cum este alcătuită lumea. Al doilea este corpul zis energetic. Este un corp care funcționează ca o interfață între corpul fizic și o, așa zisul corp spiritual, care este cea de-a treia structură care formează un organism viu. Corpul spiritual este un corp despre care se discută foarte mult și mai ales se pune problema că nu ar fi de natură materială. Aici apar o serie de lucruri uh, care uh, încurcă uh, intenția de a. Da drumul în teorie și în practică acelor concepte care spun că ar putea să existe o relație între ceva material și ceva imaterial. Fizica modernă, care este încă tributară fizicii clasice newtoniene, consideră că între o structură care nu are masă, și o structură care este de tip material, deci care se caracterizează prin masă cinetică, inerție și așa mai departe, nu pot exista relații. Din acest motiv ne găsim într-un mare impas. Acest impas, totuși, este depășit datorită faptului că rezultatele practice care se obțin, deci rezultatele bune în aplicarea unor tratamente care acceptă interacția dintre spirit, și materie, prin intermediul interfeției de care vorbeam adinoarea și care îi spunem corpul energetic, uh, aceste rezultate documentează faptul că uh, totul funcționează de minune și totul poate fi explicat foarte bine atunci când acceptăm această relație. Știința modernă spune în felul următor, pentru ca uh, eu să te validez, trebuie ca tu să emiți o serie de ipoteze care să fie testabile din punct de vedere experimental. Dacă eu organizez un experiment și nu pot să demonstrez cu ajutorul acestui experiment că între spirit și materie există o relație, atunci spun că uh, această ipoteză nu este valabilă și o îndepărtez chiar la modul oficial. Din păcate, îndepărtând uh, ceea ce încă nu putem să demonstrăm experimental, eliminăm din arsenalul de mijloace terapeutice pe unele care sunt extrem de eficiente. Este de observat uh, faptul că ne găsim în fața unui fel de act uh, de încăpățânare, de uh, reavoință, în sensul că nu trebuie să fim de acord a lua din capul locului o poziție negativistă atunci când este vorba de faptul că obținem o sumedenie de efecte foarte bune, chiar dacă încă nu am reușit să demonstrăm că acest lucru este valabil. Omenirea a mai trecut prin astfel de perioade. Am crezut cândva că pământul se sprijine pe o broască țestoasă care se sprijine pe altă broască țestoasă și aceea pe altă broască țestoasă. Dar până la urmă am aflat că pământul nu este nici centrul lumii și nici nu se sprijină pe uh, niciun fel de broaște testoase sau alte animale uh, așișderea. În aceste condiții aș veni să uh, aduc în discuție un exemplu foarte reușit al faptului că uh, o minte deschisă care acceptă că între uh, structura spirituală și structura fizică există neapărat tot felul de interferențe, interferențe pe care dacă le înțelegem, le putem descrie și putem să recurgem la uh, soluțiile pe care le propune, în așa fel încât să putem ajuta uh, ființa umană. Acest exemplu uh, provine. Din Orientul uh, îndepărtat, este vorba de țările riverane Oceanului Pacific, cum este China, cum este Corea, Vietnamul și așa mai departe. Uh, o știință care pe care noi, occidentalii, o numim medicină tradițională chineză, datorită faptului că cea mai mare parte a literaturii care se referă la acest tip de practică medicală uh, se găsesc uh, în Patrimoniu cultural al Chinei, și uh, acest tip de medicină este practicat de maestrii, în majoritate chinezi. Sigur că nu putem să uh, negăm uh, valabilitatea medicinilor tradiționale extremului Orient, care sunt înrudite cu China, dar din punct de vedere istoric, se pare că atât japonezii cât și coreenii și celelalte uh, regiuni învecinate uh, sunt profund îndatorate contribuției culturale a, pe care a adus-o China Antică. În cadrul medicinii tradiționale chineze există o practică ce se numește nici mai mult, nici mai puțin decât acupunctură, datorită faptului că în uh, utilizarea uh, și aplicarea acestei tehnici apar uh, niște instrumente ciudat de simple care nu sunt nimic altceva decât Ace, AC de acupunctură. Acupunctura de altfel înseamnă a înțepa cu ace foarte fine o serie de puncte care sunt distribuite pe o rețea uh, de traiecte a idoma unor meridiane uh, și care sunt numite puncte de acupunctură. Aceste puncte de acupunctură sunt zone tisulare cu o suprafață foarte mică între 2 și 4 mm și sunt înșirate de-a lungul unor linii care străbat membrele inferioare, superioare și trunchiul până la nivelul vertexului, însumând peste 900, peste 900 de astfel de zone de puncte de acupunctură. Sigur că în realitate există mult mai multe și mijloacele tehnice de investigare care au constatat că la nivelul punctelor de acupunctură există un comportament special din punct de vedere electric și anume faptul că prin punctele de acupunctură curenții electric test circulă mult mai ușor decât în zonele învecinate punctelor de acupunctură. Zic, în aceste condiții, au fost uh, născocite și sunt utilizate o serie de aparate de detecție a punctelor de acupunctură, și uh, cei care s-au ocupat cu cercetarea în acest domeniu au constatat că, de fapt, sunt mult mai multe puncte în realitate. Puncte care corespund acestei permisivități la trecerea curentului electric decât numărul consacrat de 900. Sigur că Antichitatea a discutat de existența 365 de puncte pentru că uh, această cifră reprezenta și numărul uh, zilelor de peste an, uh, dar uh, era desigur o, o formă, o formulă mai bine zis o formulă mnemotehnică pentru a reține cu ușurință cam câte puncte de acupunctură există și mai ales acest număr de puncte de acupunctură era în concordanță cu uh, transformările prin care trece de la o zi la alta de-a lungul unui an organismul. Uh, ceea ce a observat încă din vechime maestrii în acupunctură este faptul că uh, de-a lungul sezoanelor, a lunilor și a zilelor, organismul se schimbă, își schimbă funcționarea, așa cum își schimbă funcționarea organismului și de-a lungul unei singure zile. Iată că, în cursul fiecăror 24 de ore care compun ziua cosmică a Terei, a, organismul se comportă foarte diferit. Circa jumătate din acest interval de timp suntem activi, suntem în stare de trezie, suntem în stare de activitate și desfășurăm acțiuni care înseamnă consum uh, de energie și prestare de lucru mecanic. Iar cealaltă jumătate a celor 24 de ore, practic o treime din cele 24 de ore, uh, recuperăm toate consumurile pe care le-am efectuat în cursul zilei. Le recuperăm sub formă de uh, Refacere a rezervelor energetice. Pentru că a fi, a presta lucru mecanic și a ne afla uh, într-o stare de activitate, înseamnă că noi trebuie să consumăm ceva din punct de vedere energetic. Așa cum un automobil, pentru a se afla în mișcare, are nevoie de un combustibil pe care uh, să îl folosească, în așa fel încât din transformarea lui să apară dintr-o formă de energie, altă formă de energie care să determine lucru uh, mecanic uh, respectiv. Așa se întâmplă și cu organismul nostru. Uh, ardem o formă de uh, energie sau niște substanțe în așa fel încât să putem să uh, ne mobilizăm mușchii, să uh, mobilizăm sincițiu cardiac care va pompa uh, lichidele din organismul nostru. Uh, activitatea nervoasă de asemenea uh, necesită un consum foarte mare de energie, ceea ce este foarte bine cunoscut astăzi, știind că la nivelul creierului se consumă cea mai mare uh, parte din masa substanței numită glucoză necesară uh, furnizării energiei utile sistemului nervos pentru desfășurarea activităților sale. Uh, Plecase de la faptul că în antichitate se, considerau că, se considera că numărul potrivit de puncte este cel echivalent cu numărul zilor de peste an datorită faptului că noi ne transformăm, ne schimbăm de la un moment la altul. Datorită faptului că studiile celor din vechime au mers foarte, foarte departe, S-a ajuns la un moment dat a putea fi sistematizate momentele de schimbare în așa fel încât să, a, să se producă o adaptare a funcționării organismului în funcție de perioada prin care trece uh, Pământul. Deci nu numai uh, schimbările care privesc uh, ziua și noaptea au loc. Există și alte unități de uh, măsură a timpului care ne arată că organismul nostru se adaptează permanent de-a lungul acestor perioade cosmice. Într-un fel funcționăm în, a, în anotimpul cald și altfel funcționăm în anotimpul rece. Într-un fel avem nevoie de un anumit tip de hrană atunci când. Uh, Temperaturile sunt scăzute și alt tip de hrană este util organismului nostru când temperaturile sunt uh, ridicate. În aceste condiții s-a constatat că, de fapt, organismul nu face nimic altceva decât să se adapteze perioadei pe care o parcurge. Se adaptează momentului zi-noapte, se adaptează sezoanelor de la uh, primăvară. Trecând prin vară, toamnă, iarnă, se adaptează la uh, perioade lungi de timp, cum ar fi, de exemplu, perioade de câte 11 ani, uh, perioade pe care le parcurgem de câteva ori în cursul vieții noastre și avem comportamente diferite de la o astfel de decadă la alta. Uh, un uh, Practiciana la acupuncturii cunoaște foarte bine cât de util este să uh, prevezi ce fel de perioadă vom parcurge, în așa fel încât să putem interveni în mod adecvat pentru a pune organismul în situația să se adapteze cu ușurință acestor perioade. Faptul că este util un astfel de demers. Rezultă însăși din noțiunea pe care noi o cunoaștem din experiența uh, anuală a așa zisei uh, perioade de astenie de primăvară. Astenia de primăvară nu este nimic altceva decât o stare pe care o resimte organismul atunci când părăsește un sezon și se încadrează și trebuie să progreseze în alt sezon. La ieșirea din iarnă. Care, prin temperaturile scăzute, a obligat organismul să antreneze o sumedenie de activități de tip metabolic pentru a face față, pentru a se adapta în mod corespunzător acestor temperaturi, se cătuiește de foarte multă rezervă energetică organismul și, intrând în perioada de încălzire a primăverii, va resimți această, acest consum ca pe o stare de epuizare. Astenie înseamnă epuizare, slăbire, slăbiciune. În consecință uh, intrând în perioada de primăvară uh, vom resimți din greu procesele de adaptare. Acupunctura nu face nimic altceva decât înțepând o serie de pun puncte potrivite acestei treceri de la frig la cald ajută organismul să răspundă în mod adecvat Acestei nevoi de adaptare și să-l pună în situația de a funcționa fără erori. Pentru că o astfel de epuizare, o astfel de astenie de primăvară, dacă este tratată cu indiferență, va supra-solicita o serie de organe, le va slăbi și mai mult și va fi absolut suficient ca această slăbire să nu fie compensată pentru a uh, negăsi în situația. Unui organism care, oricând, la o, un exces cât de mic din, din factorii de mediu, să reacționeze în așa fel încât uh, funcționarea lui să fie deficitară și să permită instalarea bolilor. O simplă răceală este suficientă într-o perioadă de primăvară. Pentru a uh, permite uh, germenilor infecțioși, cum sunt virusii, virusurile, richețiile, bacteriile de orice fel, microbii, să uh, agresioneze și să se instaleze uh, în mod agresiv la nivelul o, diferitelor organe ale uh, corpului. Astfel, sigur că da, începem cu relația cea mai directă care constă în actul respirator, ce folosește căile aeriene superioare și uh, prima, prima formă de uh, contaminare ne va obliga să observăm că uh, ne cresc secrețiile nazale, secrețiile bronșice, se accentuează slăbiciunea uh, organismului și uh, incapacitatea de a fi activi. Uh, marea Marea cucerire Pe care a avut-o uh, Medicina tradițională chineză În antichitate a constat În faptul că uh, A putut observa și descrie Un uh, fenomen Extrem de uh, Banal și anume uh, Schimbările Nimic în lume nu este și nu rămâne într-o stare dată. Totul se transformă, totul circulă. În aceste uh, condiții, uh, chinezul din antichitate a observat că un organism pendulează între două extreme, numite yin și yang. Aceste uh, extreme nu sunt nimic altceva decât puncte. De întoarcere. De întoarcere, dintr-un sens, al deplasării în celălalt. Ca să fie ușor de înțeles această noțiune, haideți să ne gândim la un lucru banal pe care îl trăim de-a lungul celor 24 de ore permanent, și anume starea de activitate din cursul zilei, starea de uh, somn și refacere din cursul nopții. Uh, vom Denumi uh, Yang ziua, vom denumi in noaptea. Aceste noțiuni pentru chinezi sunt uh, niște noțiuni extrem de familiare pentru că întreaga lor cultură se bazează pe această observație care descrie mersul lucrurilor. Descriind în această manieră mersul lucrurilor și faptul că Uh, există în jurul nostru un comportament de tip zi-noapte de tip in yang de tip pozitiv-negativ de tip lumină-întuneric uh, anabolism-catabolism adică asim asimilație-dezasimilație și așa mai departe uh, ei reușesc să înțeleagă cu mare ușurință noțiuni pentru, care pentru noi uh, prezinte, prezintă un oarecare grad de dificultate, cum ar fi, de exemplu, noțiunea de relativitate. Relativitatea nu face nimic altceva decât să descrie faptul că nimic nu este static, totul este în dinamică. Dacă totul este în dinamică, problema uh, e următoarea. Cum de mai existăm dacă ne mișcăm permanent? Ne noi ne găsim în situația de a fi supraviețuitor tocmai datorită faptului că mișcarea noastră se uh, produce între două puncte A și B, între două extreme, In și yang. În aceste condiții, în loc să rămânem uh, imobili, în, fie în situația yin, fie în situația yang, uh, oscilăm permanent de la In la yang, până când pendulul care oscilează din cauza frecărilor sale cu aerul se oprește. Același lucru se întâmplă cu orice fel de organism viu, care pendulează de-a lungul celor 24 de ore uh, între zi și noapte, între in și ian, până când la un moment dat, elementele care asigură această cinetică se uzează, uh, ducând uh, organismul în incapacitatea de a mai reacționa, ajungând în starea de așa zisă îmbătrânire și uh, a exitusului inexorabil și specific lumii materiale, acestui dualism. Acestui dualism care face din, din viață un lucru uh, foarte interesant, dar dreptul miraculos, minunat, și uh, ne pune în situația să privim cu neîncredere transformarea, marea transformare care se numește moarte și care, pentru unii gânditori, nu reprezintă nimic altceva decât o mare trecere către altă situație. Iar pentru alt, Altă categorie de gânditori nu înseamnă nimic altceva decât uh, o un sfârșit trist și sec. Revenind la uh, problematica uh, medicinii tradiționale chineze, trebuie să spunem că la baza ei uh, stă o teorie numită teoria uh, in yang uh, sau teoria uh, taoistă, care nu face nimic altceva decât să detalieze toate tipurile de transformare. În această uh, situație, ne spune teoria taoistă că trebuie să ne obișnuim a înțelege și descrie fiecare element din lume prin această teorie prin teoria Einsteing, prin teoria transformărilor. Trebuie să insistăm asupra acestui lucru pentru că el constituie o mare dificultate în a ne familiariza cu ceea ce înseamnă fizica modernă, cu cuantismul, cu mecanica cuantică. Noi putem înțelege foarte bine niște lucruri până la un anumit punct pentru a trece mai departe, însă, este necesar să facem un efort, și din acest, acest motiv uh, uh, insist asupra unei sumedenii de noțiuni care conțin, ca esență a lor, procesele de transformare. Uh, teoria aceasta uh, antică își găsește expresia modernă în ceea ce reprezintă teoria sistemelor, teoria sistemelor formulate de Bertalanffy la începutul secolului 20, uh, care încorporează o sumedenie de alte sisteme de uh, gândire și uh, uh, care explică și dorește să exprime faptul că fiecare sistem este un subsistem pentru un suprasistem mai cuprinzător și așa mai departe. În felul acesta trebuie să privim alcătuirea unui organism viu, inclusiv a organismului omenesc. Adică fiecare corp al nostru conține niște subsisteme, cum este inima, plămânii, ficatul, pancreasul, stomacul, rinichii și așa mai departe. Acestea, la rândul lor, conțin alte elemente care le compun și care sunt formate Dintr-o serie de uh, uh, elemente celulare, ce la rândul lor sunt uh, formate din molecule și moleculele din atom și așa mai departe, până la nivel de cuarț și stringuri. Ce vrea să însemne acest lucru? Că nimic nu poate să funcționeze în această lume independent. Nimic nu poate să fie de capul său, nimic nu poate să uh, reprezinte o atitudine caracterizată de un voluntariat pur și sortit eșecului, pentru că o ieșire din comportamentul armonios al nivelului la care te găsești situat nu înseamnă nimic altceva decât aduce organismul la pieire. Un exemplu în acest sens constă în evidențierea faptului că Problema cancerului nu este nimic altceva decât o problemă a, a, care este semnificată de ieșirea dintr-o funcționare armonică, adică dintr-un grup de celule care lucrează normal. La un moment dat se disting una, două sau mai multe celule care își modifică rata de înmulțire. în Uh, această idee apare o aglomerare de celule care nu mai servesc interesele sistemului din care fac parte, ci se servesc pe ele. Un grup de celule neoplazice se caracterizează prin faptul că uh, în urma faptului că ele se înmulțesc extraordinar de mult, uh, uh, consumă energia, consumă prea mult din energia destinată bunei funcționări a întregului sistem. În aceste condiții, uh, tumora se uh, dezvoltă uh, de o manieră anarhică. Uh, numărul de celule tumorale care iau naștere depășesc nevoia organului în care ele se găsesc, și uh, unele dintre ele se deplasează prin metastazare uh, la distanță, unde vor forma noi cuiburi uh, de celule neoplazice care vor parazita și progresiv uh, vor consuma energia organismului pre producând o sumă de deșeuri uh, cu potențial toxic, deci cu capacitate de a otrăvi organismul și în felul acesta un canceros termină viața prin uh, consumarea energiei necesare organismului și prin intoxicarea cu uh, tot felul de substanțe care provin dintr-un metabolism anarhic. Iată deci cât este de gravă această problemă a faptului că la un moment dat anumite structuri care compun un sistem nu-și mai realizează sarcinile care, pentru care este conceput a exista și a funcționa. Este de la sine înțeles că în momentul în care pui problema trată. Tratamentului cancerului, primul lucru la care te gândești este acela de a domoli uh, uh, această tendință de supraînmulțire a celor canceroase. Și din cauza aceasta au apărut o sumedenie de tratamente, a căror efect este discutabil. De ce? Datorită faptului că uh, noi tratăm cancerul cu mijloace care provoacă cancerul. Adică, uh, de exemplu, radiațiile. Din bomba cu plutoniu, cunoscută și folosită în procesele de radioterapie. Sunt cancerigene, pentru că sunt radiații ionizante. Substanțele care sunt folosite în tratamentul cancerului cu ajutorul chimioterapiei nu face nimic altceva decât să folosească substanțe a căror mare potențial este acela de a distruge celulele. Sigur că dorința ar fi să fie doar distruse doar. Celele cancerigene. Realitatea practică ne demonstrează că, în fapt, are loc o distrugere în bloc și a celulelor sănătoase și a celulelor cancerigene. În aceste, în aceste condiții, de fapt, nu facem nimic altceva decât să grăbim viteza cu care. Cazul, subiectul respectiv va trece în Exitus, va trece în, în starea de entropie maximă, de moarte, în, cu alte cuvinte. Cei care se ocupă și studiază lumea prin intermediul acestei teorii pe care o propune Bertalanfi și mulți alții după el, ne aduce în situația de a înțelege că lumea este structurată într-o uh, armonie uh, specifică descrisă de structurile ierarhice. Structura ierarhică înseamnă că uh, la locul potrivit trebuie să fie omul potrivit. În momentul în care vrei ca uh, o instituție, uh, un minister să funcționeze prost, uh, vei uh, poziționa în posturile cheie acele persoane care sunt incapabile, din punct de vedere uh, profesional și normal al priceperii, uh, să conducă instituția respectivă și să ia cele mai potrivite decizii în situații specifice. În aceste condiții. Uh, Simpla înlocuire a unui prost manager cu altul bun ne va demonstra și ne-a demonstrat de-a lungul uh, timpului că rezolvă problema. Chestiunea este în felul următor: ce facem noi cu organismul uh, în care apar astfel de abateri? Abaterile uh, de la sănătate a unui organism, sigur că înseamnă boală. Iar uh, boala este o chestiune care trebuie privită în mod adecvat. La ora actuală, boala. Este uh, înțeleasă ca un comportament uh, pe care îl uh, manifestă o structură vie, un organism animal de, uh, sau uman. Uh, de a nu se mai uh, uh, regăsi în situația unor uh, uh, procese armonice, armonioase. Nu. Nu putem înțelege acest lucru decât dacă vom admite că boala nu este efectul unei agresiuni din exterior. Ci boala este un proces de adaptare la un factor stresant mai intens din mediu. Dacă noi vom înțelege că boala este un proces de adaptare, vom avea un alt fel de uh, înțeles al procesului. Vom realiza că trebuie să uh, mergem cu uh, investigația până la uh, a fi în stare să vedem ce anume a provocat boala și cum putem sluji organismul în demersul de a se reechilibra. Dacă boala este înțeleasă ca uh, efectele unui proces de adaptare, nu vom lupta împotriva bolii. Ci vom ajuta organismul să reușească în procesul său de adaptare la mediu. Și atunci nu va trebui să, în orice situație, să căutăm să ucidem microorganismele care înseamnă bacterii, care înseamnă richeții, care înseamnă levuri, ciuperci, care înseamnă virus <coughs> și așa mai departe. Ci vom. Uh, Interveni de așa fel încât să potențăm mijloacele pe care le are organismul de adaptare, ca să aibă și succes în acest demers. Dacă vedem uh, boala în această uh, configurație de activități ale organismului, atunci nu vom mai folosi antibioticele, ci vom folosi substanțe care ajută sistemul imunitar propriu-organismului să fie eficient în cazul confruntării dintre organism și între organismul nostru și microorganismele care au potențial patogen, care sunt în stare să ne îmbolnăvească. Deci, nu ucidem microorganismele și acest lucru este foarte important pentru că noi nu trăim singuri, noi trăim împreună cu aceste microorganisme, uh, noi suntem populați și pe dinăuntru, la nivelul părților exterioare, care înseamnă piele, corneie, fanere și așa mai departe, dar și în interior, sau mai bine zis, mai ales în interior, cum ar fi, de exemplu, tubul digestiv, care este populat cu o sumedenie de bacterii, numite saprofite, pentru că ele trăiesc în mod normal și fără să provoace boli în interiorul organismului nostru. Din acest uh, motiv, uh, un uh, organism care uh, este bine garnisit ca și mijloace de autoapărare, face episodic o serie de uh, simptome, o serie de acțiuni care imită boala, dar, în realitate, pentru cei care cunosc uh, aceste manifestări, au. Un înțeles extraordinar, și anume acela al faptului că organismul are rezerve energetice cu ajutorul cărora sau pe care, folosindu-le, reușește să se adapteze, reușește să realizeze noi structuri și funcții potrivite situației în care se află organismul. Pentru că, într-o situație ești ziua, într-alta noapte, într-o situație te afli uh, vara, altfel iarna. Cum zicea o celebritate politică, iarna nu e ca vara, păi nu este ca vara. Tocmai datorită faptului că suntem în stare uh, să sesizăm acest lucru. Dacă n-am sesiza transformările zi, noapte, iarnă, vară, organismul ar avea uh, un comportament omogen, un comportament uh, egal. Acest uh, comportament egal sau rigid nu înseamnă nimic altceva decât faptul că vom fi supuși unei uzuri din cauza agresiunii transformărilor mediului. Ori, <coughs>, uh, uh, organismele vii uh, demonstrează faptul că ele pot supraviețui acestor transformări ale mediului datorită faptului că au capacitatea de a se ajusta acestor transformări. Dacă te ajustezi transformărilor, trăiești. E o vorbă destul de uh, neplăcută: capul plecat, sabia nu-l taie, sigur, este și reversul, dar cu uh, umilință lanțul îl încovoaie. Negreșit. Uh, dar putem să găsim și organismul găsește cea mai uh, nimerită uh, zonă în care să se manifeste în așa fel încât nici să nu-și piardă capul, nici să nu uh, trăiască în, într-o situație de umilință. Organismele au o inteligență proprie. Există, sigur că un autor, inclusiv în România, mă refer la profesorul Constantin Dumitru Dulcan, care e deja celebru prin titlu uh, uneia dintre publicațiile sale, și anume Inteligența materiei, în care scoate în evidență faptul că la fiecare nivel ierarhic a structurilor uh, organismelor vii sau a sistemelor uh, cosmice, Există un comportament care practic imită până în, mici de, în cele mai mici detalii un comportament inteligent. Adică, a avea un comportament inteligent înseamnă a te plia foarte bine pe modul în care oscilează mediul extern. În mediul extern trebuie să înțelegem nu numai vântul, ploaia, lumina, întunericul, trebuie să înțelegem și uh, uh, natura, trebuie să înțelegem lumea vegetale, trebuie să înțelegem uh, și, uh, lumea animală și așa mai departe, lumea minerală, dar trebuie să înțelegem prin mediul extern și populația, uh, vecinii noștri, uh, concetățenii, uh, cei care locuim în aceeași localitate, în aceeași județ, în aceeași țară, pe aceș, uh, același pământ. În, în condițiile în care... Uh, Admitem și trebuie să admitem acest adevăr: că mediul extern este reprezentat inclusiv de societate, vom constata că noi nu avem numai comportamente dictate de uh, schimbarea temperaturii, de schimbarea luminii, ci și care țin și de modul în care este structurată societatea în care trăim. Ați văzut că există. Familii în care membrii ei trăiesc armonios. Există și familii uh, pline de nemulțumiri și de reproșuri reciproce: părinți, copii, frați, surori, și așa mai departe. E bine, uh, o familie în care se trăiește armonios, veți constata că are mult mai puține boli pe cap de membru, în timp ce o familie în care sunt permanente certuri găsim uh, uh, un răspuns al organismului foarte nesatisfăcător. Sunt persoanele care fac diabetul, fac hipertensiunea arterială uh, și de bună seamă acolo vom găsi uh, cele mai numeroase cazuri de îmbolnăviri prin cancer. În aceste condiții, înseamnă că societatea omenească funcționează a idoma unui mediu extern care poate să fie agresiv sau prietenos. Important este că noi, legat de mediul social, putem să luăm o serie de măsuri în așa fel încât modul în care societatea funcționează să fie uh, unul prietenos. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că cei pe care îi delegăm să facă legi să le facă conform nevoilor noastre. Uh, mai înseamnă că uh, cei care au tendința de a trăi parazitar prin hoție, prin uh, malversațiuni, prin uh, abuzuri și așa mai departe, îi putem izola. Uh, îi izolăm și îi putem elimina din societate uh, prin uh, constrângeri de tot felul. Înainte chiar uh, aceste eliminări puteau să ia uh, să ia aspectul uh, violenței, a pedepsei cu moartea și așa mai departe. Ei, la ora actuală nu se mai recurge la o astfel de metodă. Asta nu trebuie să discutăm noi acum dacă este bine sau e rău. Cert e că s-a desprins din constatările, din studiu, modul în care evoluează societatea, că există boli sociale. Și vreau să scot în evidență faptul că Uh, nu de ieri de azi se cunoaște acest lucru. Încă din perioada în care, de exemplu, în cea mai industrializată uh, țară din lume uh, spre sfârșitul evului mediu, deci la, uh, în perioada evului mediu târziu, uh, Anglia cunoștea revoluția industrială, iar uh, cei care se pregăteau pentru practica medicală în uh, perioada respectivă au constatat că majoritatea bolilor grave, cu un mers inexorabil către exitus, către moarte, se datora modului greșit în care funcționa acea societate preindustrială, apoi industrializată timpurie. De la faptul că nu erau respectate condițiile de muncă și de igienă, nu existau mijloace materiale pentru ca cei care câștigau bani să aibă suficiente rezerve pentru a-și hrăni familia, pentru a se hrăni pe el însuși, ca uh, și persoană care asigură bunăstarea familiei. În aceste condiții, ce boli se uh, uh, întâlneau la ora respectivă? Rahitismul, din cauza unei alimentații ne, uh, neadecvate, sărace în proteine și așa mai departe, uh, funcționa uh, prost. Uh, Sistemul endocrin care asigură o bună repartiție a substanțelor nutritive uh, rezultate din digestie. De asemenea, boli infecțioase de tipul tifosului, care a răspândit de, uh, de păduchi și așa mai departe. <coughs> uh, tuberculoza. Tuberculoza cunoștea o răspândire extraordinară datorită faptului că uh, lumea, în perioada respectivă, era intens subnutrită. Clasa celor avuți contracta tuberculoza în condiții foarte rare și de natură psihogenă. Dacă un membru a unei familii bogate avea o suferință de tip psihic, atunci el devenea vulnerabil și făcea tuberculoza. Dar marea majoritate a celor care erau tuberculoși, de fapt, proveneau din clasa săracilor care nu aveau mijloace materiale pentru a-și asigura o hrană corespunzătoare. Ei bine, lucrurile s-au transformat cu timpul prin creșterea nivelului de trai a celor care s-au industrializat la vremea respectivă în așa fel încât să dispară unele boli, dar din păcate apar altele care vor apar în aceste condiții? Cele care se datorează stresului social. Și stresul social înseamnă că eu nu mă împac bine cu guvernantul, pentru că guvernantul nu este la locul potrivit. Adică nu, nu se supune regulilor pe care trebuie să le respecte atunci când este pus și ocupă o anumită poziție. Spuneam uh, acum 30 de minute că fiecare organ intern trebuie să-și facă treaba, ficatul trebuie să fie un foarte bun laborator de dezintoxicare, inima trebuie să funcționeze foarte eficient în ceea ce înseamnă uh, propagarea uh, sângelui în organism, rinichii trebuie să funcționeze admirabil și să se achite de sarcina sa de a dezintoxica organismul și așa mai departe. Creierul trebuie să fie un foarte bun coordonator al activității armonioase a tuturor organelor. Orice se întâmplă în societate. Societatea trebuie privită ca un astfel de individ. Iar structurile sociale trebuie, trebuie privite ca organe. Și atunci când nu merge ceva bine în societate, trebuie să punem diagnosticul de organ. Adică nu suntem bine detoxifiați, nu suntem bine conduși. Deci, uh, Instituțiile care au funcție de detoxifiere sunt echivalente ficatului, instituțiile care au uh, rol de coordonare și armonizare a funcțiilor sociale uh, este echivalentul creierului, și aici sigur că avem în vedere legislativul și așa mai departe. Deci, uh, structurile sociale, uh, la orice fel de nivel de organizare a materiei vii, trebuie să respecte obligațiile pe care le are pe cale ierarhică. În caz contrar, sigur că organismul în care apar astfel de comportamente nejustificate, neconforme cu natura, dispar. Ce se întâmplă cu România? Rămâne să discutăm la o cafea, pe data viitoare.